În urmă cu aproximativ două săptămâni, împreună cu ceilalți lideri de coaliție, am ieșit în declarație comună și ne-am asumat cu toții că rotativa nu se produce pe 25 mai așa cum era asumat, ci ne continuăm responsabilitatea astfel încât să închidem conflictul de muncă din educație. Imediat ce acest conflict de muncă s-a încheiat, Nicolae Ciucă a pornit procedurile privind rotația guvernamentală și și-a anunțat demisia. Considerat fiind că acest conflict a fost încheiat și așa cum mi-am asumat și ne-am asumat la nivelul coaliției, astăzi a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al Guvernului României. În felul acesta, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivelul coaliției, odată ce am să merg să-mi depun mandatul la președintele României, la nivelul coaliției încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Pe durata consultărilor cu președintele României și până la învestirea noului guvern de către Parlament, guvernarea a fost preluată de un guvern interimar, condus de ministrul Justiției Cătălin Predoiu. La finalul mandatului său, Nicolae Ciucă a prezentat un succint bilanț al ultimului an și jumătate de guvernare, dar și câteva sfaturi pentru cei care vor continua proiectele guvernului condus de el. Ceea ce este important este faptul că atunci când am asumat să guvernăm, ne-am asumat să rezolvăm o situație, o criză politică la finele anului 2021, să avem instrumentele necesare prin care să gestionăm crizele care deja începuseră să apară. Și iată-ne astăzi, după un an și aproape 7 luni, având la dispoziție o serie întreagă de măsuri și decizii prin care putem să asumăm fără lipsă de modestie că am asigurat stabilitatea țării. Consider că este foarte important ca și de aici înainte toate partidele să poată să își asume în continuare decizii și măsuri, să aibă dialog cu toți actorii care contribuie la buna desfășurare a vieții în România, astfel încât să avem stabilitate politică și, desigur, creștere, progres economic.